devenit doar. Era odată un iepure care, supărat nevoie mare pe vulpe, fiindcă îl tot necăja, începu în gura mare să strige că îi va arăta el dânsei și o va pedepsi pentru toate relele făcute. O ciocănitoare care se afla prin preajmă îl auzi și îi spuse că va merge la vulpe să-i povestească tot ceea ce auzise. Atunci iepurele, speriat, se gândi că va fi înhățat cu siguranță de vulpe dacă aceasta va auzi povestea ciocănitorii. Porni așadar spre cumătrul urs și îl rugă să-i prinde vreo doi pești. Acesta se miră puțin de rugăminte, deoarece știa că iepurele nu mănâncă pești, dar îi îndeplini dorința. Iepurașul luă peștii și se îndreptă cu ei spre casa vulpii. Iată cum am venit în vizită cu un dar, doar noi suntem prieteni vechi și vreau să-ți demonstrez că nu dau crezare tuturor vorbelor auzite prin pădure. Despre ce vorbești? Îl întrebă vulpea luând peștii de la dânsul. M-am întâlnit adineaur cu ciocănitoarea și mi-a spus că te-ai fi lăudat prin pădure, cum ai să mă mănânci pe mine și toată familia mea. Dar eu, după cum bine vezi, nu dau crezare vorbelor aruncate de oarecine să bage zizanie între animale. Vulpea lua aminte la cuvintele sale și mai ales la peștii primiți în dar, așa că în momentul în care a apărut ciocănitoarea și încercă să-i povestească cum se lăudase iepurele spunând că o va pedepsi pentru toate relele făcute, cu mătra o zburătăci, ba mai să o înhațe. Astfel, iepurașul scăpă și de această dată.